După 10 ani de la aderare, putem afirma cu încredere că România s-a profilat ca un stat membru care dorește și acționează ferm în direcția consolidării proiectului european. România și-a asumat pe deplin, alături de ceilalți parteneri europeni, responsabilitatea acestei consolidări, în sensul unei uniuni mai funcționale, mai puternice, mai democratice, mai unite și care, prin eforturi comune, să reușească să insufle cetățenilor săi un sentiment de încredere, de susținere pentru viitorul proiectului european. În acest context, țara noastră este și va trebui să rămână același partener solid în orice demers pro-european. Și aceasta este o responsabilitate pe care toate forțele politice din România au datoria să-și o asume. Am susținut și vom susține o Europa în care toate statele membre să fie egale și să contribuie la obținerea rezultatelor concrete, benefice pentru toți cetățenii europeni. Este esențial să acționăm unitar, cu respectarea deplină a principiilor și valorilor care au stat la baza proiectului european și cu promovarea acelor politici care pot genera în continuare valoarea adăugată prin prisma intereselor comune, precum politica de coeziune sau politica agricolă comună. Modul în care Europa alege să meargă mai departe va fi reflectat și în viitorul buget multianual post-2020. În opinia noastră însă, viitorul buget al Uniunii trebuie inevitabil să contribuie la adâncirea procesului de integrare, evitând apariția de abordări divizate care ar favoriza o Europă cu mai multe viteze. Trebuie oferite în continuare pârghile necesare pentru atingerea convergenței la nivelul tuturor statelor membre. Și din această perspectivă, considerăm că politica de coeziune trebuie să-și păstreze un rol central în arhitectura viitorului buget.